Să muncim mult, ori să muncim cu cap. Să economisim, ori să risipim. Să ne implicăm, ori să așteptăm. Noi alegem! Împreună, la emisiunea Alternative. În fiecare săptămână, la televiziunea ta. Alternative. Idei bune pentru o viață prosperă. Primăria orașului Cimișlia testează un sistem de producere a energiei electrice în baza panourilor fotovoltaice. Acum un an de zile, pe acoperișul sediului primăriei au fost montate 6 panouri fotovoltaice, care produceau circa 1,5 kW de energie electrică folosită de primărie pentru iluminarea oficiilor și funcționarea calculatoarelor. Panourile au fost oferite primăriei de către Consiliul Județean Prahova, România. Cu cât mai mult vor vedea oamenii această instalație pe viu aici în Moldova, eu cred că vor fi foarte mulți și agenți economici și întreprinderi de stat și administrații publice locale care vor începe să studieze posibilitatea și a instala aceste stații fotovoltaice. Noi de acum discutând ne uităm cam ce suprafață are acoperișul primăriei și cred că am putea produce energie care să o livrăm la Union Fenosa. Ori cel puțin să acoperim cheltuielile în mare măsură pentru iluminarea stradală. Panourile s-au recomandat destul de bine și au contribuit la economisirea curentului electric pentru funcționarea clădirii. În anul curent, specialiștii din România au mai instalat 6 panouri fotovoltaice. Aici am realizat o instalație fotovoltaică cu o putere instalată de 3 kW. Instalația este monofazică. Sunt scumpe, dar nu foarte scumpe, se amortizează în timp investiția, iar întreprinderile care au un consum mare de energie chiar le recomandă pentru a le implementa acest sistem de instalații fotovoltaice. Un panou la preț este în jur de 125 de euro, depinde de producător și de unde este adus. În România, în special în județul Prahova, această industrie este destul de dezvoltată. Specialiștii din România intenționează să extindă afacerea cu producerea curentului electric prin panouri fotovoltaice. În acest scop, ei au primit deja aprobarea din partea primăriei de a instala pe un teritoriu de câteva hectare panouri fotovoltaice pentru producerea a circa 3 MW de curent electric, care urmează a fi realizat distribuitorilor de energie electrică din Republica Moldova. Deocamdată, ei sunt în așteptarea ajustării legislației Republicii Moldova la acest capitol. Aceste panouri solare fotovoltaice practic asigură cu energie electrică o emisiune televizată gen Alternative. Bun găsit la emisiunea Alternative. Ați urmărit un reportaj cum se utilizează panourile fotovoltaice pe acoperișul primăriei orașului Cimișlia. Tema emisiunii de astăzi este Moldova ecoenergetică, energie de alternativă. Invitați în studioul local îi avem pe Ion Musteață, manager la gimnaziul din satul Gradiște, raionul Cimișlia. Bine ați venit! Mulțumim! Și a anunțat prezența și Gheorghe Răileanu, primar de Cimișlia, se va alătura îndată discuțiilor noastre. Pentru a procede la discuția noastră, aș vrea pentru început să vă prezint o prezentare a gimnaziului din satul Gradiște. Este vorba despre clădirea publică, care în anul 2015 a obținut titlul în cadrul concursului național Eficiență energetică, cea mai bună clădire publică la acest capitol. Îl avem în studio pe Ion Musteață, managerul acestui gimnaziu, dar să vedem acest spot despre gimnaziu. Investitor, gimnaziul Gradiște, localitatea, satul Gradiște, raionul Cimișlia, proiect, cel mai bun proiect de eficiență energetică în sectorul public. Investiția, 2.580.200 de lei.
Acum 2 ani, gimnaziul din satul Gradiște, raionul Cimișlia, se înscria în lista instituțiilor neeficiente din punct de vedere energetic. An de zile, elevii au învățat în frig, iar situația devenea tot mai dramatică de la un an la altul. Administrația locală și-a pus scopul principal de a îmbunătăți condițiile și de a ridica calitatea serviciilor oferite de instituție. Datorită proiectului de finanțare oferit de Fondul pentru Eficiență Energetică, au fost schimbate ferestrele și ușile exterioare. De asemenea, pereții clădirilor au fost izolați termic cu polistiren expandat. Ca rezultat a implementării proiectului pentru anul curent au fost înregistrate economii în valoare de 10.000 de lei la factura de gaze naturale. Deci suntem pentru o Moldovă eficientă cu proiecte eficiente. Domnule Musteaț, acesta este gimnaziul dumneavoastră și, să spunem, da, și succesele, performanțele. Aș vrea să vă întreb de ce anume gimnaziul din Gradiște s-a învrednicit de astfel de proiect și de ce a fost nevoie de el. Putem să spunem așa că ne-am dorit foarte mult să implementăm acest proiect, deoarece cred eu că gimnaziul a fost ales din considerent că eram, într-adevăr, aveam nevoie de energie termică calitativă pe parcursul sezonului rece al anului. Deoarece la noi și ferestrele și ușile exterioare erau într-o stare deplorabilă, deci putrede, iarna le încleiam cu vată și așa mai departe, deci, dar eficiența era foarte și foarte scăzută. Deci când era temperatura de afară, sezonul rece era minus 15, minus 20, în sele de clasă putea să fie și plus 8, plus 10 grade. Deci nu era de confort termic pentru ele și profesori, lipsea. Deci ei ne-am dorit foarte mult, probabil ne-au auzit și cei de sus, adică de la Fondul pentru Eficiență Energetică, și ne-au hotărât să ne ajute până la urmă la implementarea proiectului dat. Vă mulțumim, vom reveni cu detalii la acest proiect destul de interesant, iar acum aș vrea să adresez o întrebare invitaților din studioul din Chișinău, și anume, dacă e posibil, domnului Iulian Groza, de la Institutul pentru Politici și Reforme Europene în Republica Moldova, și m-ar interesa părerea dumnealui care sunt avantajele energiei de alternative sau energiei verzi, energiei regenerabile. Ca să vă provoc, eu afirm că cea tradițională, adică petrolul, gazele naturale, este mai accesibilă, mai ușor de utilizat și, hai să spunem direct, este și, într-un fel, cu un randament mai mare de căldură. Ce spuneți dumneavoastră, domnule Groza? Aceste surse de energie pe care le-ați menționat, deja se cunoaște că, într-un fel sau în altul, folosirea lor afectează mediul înconjurător. Tocmai de aceasta, la nivel mondial și la nivel european, s-au fixat câteva obiective de a crește volumul de energie regenerabilă produsă în țări. Republica Moldova, de asemenea, și-a asumat acest angajament. Există și un plan național în domeniul dat, care stabilește un obiectiv de 20% până în anul 2020, ceea ce înseamnă că până în anul 2020 în Republica Moldova ar fi trebuit în mixul de energie să 20% să includă resursele regenerabile de energie electrică. Este adevărat că pe termen scurt, pe termen mediu, costurile de producere acestei energie este mai mare, dar în termen mediu mai lung, efectul este mai benefic, inclusiv pentru mediul înconjurător, și poate fi și mai sustenabil. În general, în Republica Moldova, deocamdată, aceste oportunități nu sunt la maxim valorificate. Un obstacol ar fi fost și faptul că nu exista o reglementare foarte clară în acest domeniu, deși existau anumite planuri și anumite reglementări, dar ele nu erau suficiente, fiindcă existau destul de multe bariere în investiții. Și în acest sens, anul curent a fost adoptată o nouă lege privind energia regenerabilă, care stabilește aceste obiective, deci le confirmă și, în același fel, creează condiții mai prielnice pentru investitori, pentru cei care doresc să folosească resursele regenerabile. Și aici, în primul rând, vorbim despre energia solară. Deja am văzut reportajul dumneavoastră anterior despre experiența unor proiecte
la nivel național. Și apropo, aceste proiecte sunt susținute inclusiv de Uniunea Europeană, care, într-un fel sau în altul, cu susținerea inclusiv a donatorilor, creează condiții pentru ca aceste proiecte să fie implementate la nivel mai larg. Dar vreau să vă dau câteva exemple când chiar anumiți oameni de afaceri din Republica Moldova au decis să-și deschidă parcuri de colectare a energiei solare. Mai mult ca atât, conform reglementărilor Andreea, aceasta permite inclusiv și conectarea resursei generate la sistemul general de transport al energiei electrice. Și practic ce se întâmplă este că pe lângă faptul că persoana care deține astfel de instalații fotovoltaice la nivel bun de o clădire sau chiar la nivel de parcuri, nu numai el beneficiază de ele, dar poate beneficia inclusiv și ceilalți prin vinderea resursei respective și într-un fel sau în altul este și chiar și o investiție pe termen mediu. Aș vrea să mai precizez de la dumneavoastră, spuneați că sunt avantaje ale energiei regenerabile și dacă ele sunt atât de evidente, de ce totuși nu se implementează în Republica Moldova, comparativ cu țările europene, mai insistent, să spunem, aceste tehnologii noi, aceste posibilități? Anul trecut am făcut chiar o analiză la subiectul dat și concluzia mea principală a fost că principalul obstacol a fost cel administrativ și legislativ. Nu existau reglementări foarte clare și faptul că avem acum o nouă lege care permite extinderea potențialului de valorificare acestei surse de energie, cel puțin creează condiții pentru a crește capacitatea de producere și de investiții în acest sector. Plus la toate mai există și programe europene care susțin, cel puțin pentru sectorul public, vorbim despre primării, școli, alte instituții publice, programe care practic cofinanțează astfel de tipuri de instalații și sper eu că cu timpul mai ales, nu numai sper, dar și este și o necesitate stabilită inclusiv și în lege, dar și în planul național, până în 2020 acest tip de energie trebuie să crească, după cum v-am spus, în mixul general de energie din Republica Moldova. Și în final, acest lucru, vă spuneam, că avantajul nu este pe termen scurt doar pentru beneficiar, dar este și la nivel național, dar și este poate și o investiție generală a Republicii Moldova în contextul general al schimbărilor climaterice. Să vedem ce ne spun și reprezentanții statului. Văd că alături de dumneavoastră este domnul Ion Cozma, șeful Serviciului de Monitorizare a Energiei Regenerabile și a Surselor de Energie Regenerabile în cadrul Agenției de Stat, în cadrul Ministerului Economiei. Deci ce obiective are Moldova în acest domeniu, la acest capitol? Dacă 95% sau pare mi se și mai mult importăm pe bani grei și nu încercăm să producem noi această energie cu surse proprii aici în teritoriu. Bună ziua încă o dată, stimați telespectatori, dați mai întâi de toate să punem cărțile pe masă și să discutăm despre situația curentă la zi în domeniul energetic în Republica Moldova. Mai întâi de toate țin să menționez că în conformitate cu balanța energetică din anul 2014, Republica Moldova importă aproximativ 88%, dacă să fiu mai sigur o să fie 87%, ceea ce înseamnă că 13,2% le producem aici în Republica Moldova. Aici țin să menționez de niște cifre destul de importante pentru cetățeni. Dacă vorbim că în anul 2013 Republica Moldova injecta în rețea prin intermediul surselor alternative, și aici o să invoc despre panourile fotovoltaice, în jur de 100.000 kWh aproximativ, în anul 2015, pentru că noi discutăm doar de balanța energetică 2014, datele o să fie oferite de către Biroul Național de Statistică de-abia către finele lunii octombrie, noiembrie, această balanță energetică nouă pentru anul 2015. Vreau să mă refer despre datele statistice pe care le are acum în prezent Agenția pentru Eficiență Energetică și cum am menționat, dacă vorbim în 2013 de 100.000 kWh energie electrică injectată în rețea prin intermediul unei surse alternative și anume energii solare, module fotovoltaice, în 2015 a fost injectată în rețea aproximativ 1.200.000 kWh de energie electrică. Asta ar însemna un salt de 12 ori mai mult decât ceea ce noi am produs în 2013.
Dacă discutăm despre alte surse alternative, pot să zic așa, mai pe scurt, în Republica Moldova avem deja instalat peste 2,2 MW de module fotovoltaice care injectează în rețea. Dacă până în 2015 am avut doar o turbină eoliană care injecta în rețea și puterea acestea era de 1,2 MW, în nordul țării, acum avem și două turbine încă instalate în sudul țării, care avem deja cifre concrete, care au produs și a injectat în rețea peste 100.000 kWh de energie electrică, două turbine din puterea 600 de kW, ceea ce înseamnă că puterea medie pe țară e 2,4 MW instalat din eoliene. Cum și-a menționat colegul care este alături, da, Republica Moldova a avut și un asalt pe partea de acte normative, legislative, întrucât legea numărul 10 cu privire la promovarea surselor de energie regenerabilă va intra în vigoare, a fost aprobată în 2016, va intra în vigoare anul viitor, ceea ce înseamnă că consumatorii casnici o să aibă posibilitatea să-și instaleze sursele alternative, să se doteze cu contoare bidirecționale și să injecteze energia în rețea și să fie contorizată, să fie o contorizare netă. Vă mulțumim, dar să încercăm să vedem ce înțeleg cetățenii, energie de alternativă, energie regenerabilă. Propun să urmărim un vox de la colegii noștri de la Ungheni, apoi vom oferi cuvântul și invitatului nostru din studio, Gheorghe Răileanu, primarul de Cimișlia, care s-a alăturat discuțiilor noastre. Vă rog! Cunoașteți ce este energie de alternativă? Păi, energia de alternativă se presupune energia care, de fapt, nu se obține din surse epuizabile. Asta ar fi energia solară, energia vântului. Energia de alternativă este altă energie decât energia termică sau electrică. Să are în vedere energia pe biomasă, pe paie, pe pileți, bateriile solare, ceva de genul ăsta. Cunoașteți ce înseamnă energie de alternativă? Nu. Nu știți ce înseamnă energie alternativă, dar de biomasă, de pelețe. Biomasă, asta este material din încălzire, din ierburi, din vițul de vie. La ce se folosește energia asta alternativă? La casengerii, la grădiniți, la școli, e econom, e mai bine decât carbone. Care ar fi, în opinia dumneavoastră, beneficiile ecoenergiei? Este o energie mai ecologică și nu s-ar, atmosfera ar fi mai curată, mediul înconjurător ar fi mai curat. Nu, mai întâi de toate ar fi aceea că acestea sunt niște surse inepuizabile și doi, sigur că acest tip de energie ar fi ecologic pur. Cunoașteți care sunt beneficiile ecoenergiei? Bineînțeles că mai puțină poluarea aerului și mai puțină extragerea gazului din pământ, a petrolului și mai mult folosirea energiei în bază solară sau a materialelor din natură. De ce până în prezent continuăm să ne încălzim cu gaze naturale? Păi, probabil că aceste sisteme noi de energie alternativă sunt costisitoare și cu siguranță oamenii nu își pot permite lucrul ăsta. Și doi, probabil rămâne și dintr-o tradiție. De ce continuăm să ne încălzim cu gaze naturale? Bine, până la urmă, să spunem la moment, este cea mai ieftină sursă de încălzire și evident că este cea mai accesibilă pentru toți. Probabil din cauza că lumea încă nu prea cunoaște despre posibilitățile energiei alternative și prețurile. De ce continuăm să ne încălzim cu gaze naturale? Noi nu putem pregăti, probabil că biomasă proprie noastră. Puține locuri unde se fac ele. Domnule primar de Cimișlia, ați auzit ce spun oamenii și dumneavoastră aveți experiență în energie regenerabilă, aceste panouri fotovoltaice, dar vreau să vă întreb cât e de reală energia regenerabilă, energia verde, energia de alternative pentru orașul Cimișlia. E foarte important. Aș vrea să încep cu aceea că primele măsuri trebuie să fie pentru a economisi chiar acele gaze naturale. Și noi în oraș, practic, am finalizat deja modernizarea tuturor cazangeriilor. În fiecare an primim o economie. Am avut câțiva ani când primeam o economie de 200.000 de lei pe an
cel puțin nu cresc cheltuielile privind achitarea gazului. Am testat o stație fotovoltaică pe acoperiș primării, care dă 3 kW pe oră. Ideea era să vedem dacă am putea livra în sistemul energetic a Moldovei, propusul de energie sau am zis de lucrări. Mai avem de lucrat în această direcție. Sunt niște încercări de a construi o stație fotovoltaică de 2 MW în parc industrial din Cimeșlia, dar iarăși agenții economici mai ezită, acei care nu le iese destul de clar prețul, formarea, înregea, transportul. În privința clădirilor primării, am întreprins tot posibilul măsura finanțelor de care dispunem, adică am optimizat regimul de lucru a instituțiilor. Am accesat niște mijloace financiare de la japonezi, de la PNUD, din grantul oferit de Guvernul României. Practic, la toate grădinițele am schimbat geamuri, uși, spuneam de cazanjerii și alte lucrări s-au mai executat. Acum, anul acesta, vom pune în exploatare două centrale termice pe biomasă. Una e construită cu suportul Guvernului Japoniei și una cu, din Organizația Națională a Unii. Le-am testat, sunt efective, sunt construite calitativ. Sunt sigur că vom avea un efect foarte mare și din punct de vedere ecologic și din punct de vedere economic. Cu atât mai mult că avem chiar în oraș, avem câțiva agenții economici care produc peleți. Ne-am pregătit, cred că această iarnă va fi o iarnă de succes. Iată ce pot spune. Și vreau să încurajez și pe alți agenți economici, pentru că în Cimeșlie deja sunt mulți cetățeni care și-au făcut și au construit centrale de biomasă sau au beneficiat de diferite programe de susținere acestui. Da. Mulțumim. Aș vrea să adresez o întrebare invitațiilor în studioul central, în special domnului Cosma. Ați spus și dumneavoastră, ați sesizat că Moldova ecoenergetică prevede și reducerea consumului de energie electrică și orice fel de energie. Deci avem niște obiective cu 10%, cu 20%. Ce se face la nivel național pentru a reduce consumul de energie în clădiri publice, în clădiri locuibile și așa mai departe? Mulțumesc mult pentru întrebare. Dacă aici să le aduc la cunoștință celor care se uită astăzi la această emisiune, pe partea legislativă, desigur, mergem pe partea de transpunere a directivelor UE ce ține de eficiență energetică. A fost transpus directiva UE cu privire la sursele de energie regenerabile, care vine în acest sens să stimuleze utilizarea surselor alternative regenerabile în Republica Moldova. Aici, ceea ce a menționat și domnul primar, vreau să menționez că da, anume acest concept nou, acest mecanism nou pe care îl prevede noua lege cu privire la promovarea surselor alternative, surselor regenerabile de energie, vine să ajute atât instituțiile publice cât și sectorul rezidențial să instaleze noi echipamente, noi ustensile care să producă energie verde și totodată să o injecteze în rețea, să aibă o contorizare netă timp de un an și să permit cetățenilor să utilizeze la maxim aceste surse. Asta ar fi una din obiectivele strategice pe care le are în prezent Republica Moldova, una din acestea. Nu, în ultimul rând, țin să menționez despre programele care vin în acest sens să sprijine instituțiile publice. Vorbim de proiectul Energie și Biomasă, care, din câte cunosc eu, acum se așteaptă nou apel și am venit cu o scrisoare de informare către persoanele cele mai importante, adică din autoritățile publice locale de nivelul 2, vorbesc de manageri energetici, care am informat recent despre faptul că este necesar să aducă la cunoștință tuturor autorităților publice locale de nivelul 1 și părților interesate despre participarea în cadrul proiectului Energie și Biomasă, apelul de propuneri, tot ce ține de instalarea unei centrale termice pe biocombustibil solid și colectoare solare, după caz, în grădiniță și spitale, în centre de sănătate. Tot aici țin să menționez despre un program foarte, foarte și foarte important. Cum și-a menționat domnul primar, aici o să reiterez despre faptul că în Cimișlia sunt instalate peste 40 de centrale termice prin intermediul programului de subvenționare și stimulare a
instalării a centralelor termice pe bază de biocombustibil solid în gospodăriile casnice și micro-întreprinderile din Republica Moldova. Aici, Agenția pentru Eficiență Energetică, în parteneriat cu proiectul Energie și Biomasă, vine cu un stimulent, cu o subvenție de 1.300 de euro pentru tehnologiile care au un randament mai mare de 85%. Vorbesc de centrale termice pe bază de biocombustibil solid care utilizează peleți și o subvenție în valoare de 500 de euro pentru tehnologiile care au un randament mai mare de 75% și până la 85%. Acestea sunt unele din programe pe care le are în prezent Republica Moldova. Totodată aici țin să menționez că peste 250 de centrale termice deja sunt instalate în clădirile publice. Vorbesc de școli, licee, spitale și chiar venisem acum în ianuarie ceva recent cum a evoluat partea asta de consum de energie. Da, în aceste instituții publice am vrut să vedem cum evoluează programele care sunt implementate în Republica Moldova, tot ce ține de centrale termice pe bază de biocombustibil solid și cu siguranță se vede diminuarea consumului de gaze naturale în instituțiile publice. Nu putem să vorbim că un proiect de genul proiectul Energie și Biomasă poate să cuprindă toate instituțiile publice, dar aceste proiecte, se le numesc pilot la moment, ajută încă o dată să înțelegem, mai ales cei care deja și-au instalat centrale termice pe bază de biocombustibil solid. Mi-aduc aminte la fosta emisiune care am fost în Cimișlia despre faptul cum discuta primarul din Cimișlia despre faptul cum se diminuează anume consumurile de energie și cheltuielile bănești pe care le are pentru sezonul de încălzire. De aceea eu cred că toate aceste politici vin să stimuleze mai întâi de toate utilizarea surselor alternative de energie, a proiectelor ce ține de eficiență energetică. Tot aici țin să menționez despre Fondul pentru Eficiență Energetică, un alt mecanism strategic al Republicii Moldova care vine să implementeze proiecte în domeniul eficienței energetice și utilizării surselor de energie regenerabile. Nu o să aduc la cunoștință despre toate cele implementate până la moment, dar țin să menționez că sunt în proces de implementare încă 13 proiecte din cele 17, tot ce ține implementarea unor sisteme de iluminat publice stradale care să fie proiecte demonstrative și care să arate cât de bine pot fi economisite anumite surse alternative în cazul în care noi facem diferență dintre corpuri de iluminat de tip NAT, de exemplu, de cele vechi care au putere în jur de 250 de W și vorbim de tip LED care puterea lor este între 30-35 de W. Cu siguranță că un cetățean, ca exemplu, cei care ne ascultă acum, putem să facem un calcul simplu. Dacă timp de o oră un corp de iluminat de tip NAT consumă 250 de W ore, da? Vorbim acum de un corp de iluminat LED, ceea ce vine și ajută alte legi care vin în spate, vorbesc de legea numărul 151 cu privire la cerințele în materie primă de proiectare, vorbim de legea cu privire la etichetarea energetică, etichetarea care vine să ajute și odată să menționeze cât de importantă este utilizarea acestor surse și a unor echipamente care au o etichetă energetică și facem acest mic calcul că 250 de W ore a unui consumați timp de o oră de un corp de iluminat de tip NAT și unul de 30 W ore ar permite unui cetățean simplu care este într-o APL de nivelul 1, o comună, să zicem comuna Jura de Mijloc, ar permite cu siguranță să vadă această sursă timp de 5 ore, adică economii de energie cu siguranță apar, mai mult decât economii apare și securitatea asta cetățenilor de a avea iluminare stradală pe parcursul a 5 ore, dar nu a unei ore în cazul utilizării unor corpuri învechite. Vă mulțumim, domnul Cosma, dar să urmărim un reportaj de la Comrat despre produsul peleților și a brichetelor și după aceasta revenim în studio și vom încerca să aflăm și ce alte proiecte mai sunt oferite de către stat, de către finanțatorii externi, cetățenilor noștri. Vă rog, regia. În condițiile stepei Bugeacului, unde strămoșii obișnuiau să utilizeze viță de vie, crengi, tulpini de floarea soarelui sau chiar fân, trecerea la sursele de energie regenerabilă este doar o revenire în timp. Evgeni Rotaru este un tânăr antreprenor care de mult visa să-și creeze o afacere în care să reutilizeze deșeurile culturilor agricole. Fabrica de producere a bricheților din paie se află în satul Congascic.
ресурсов есть солома, чеклеш, зола, да, и лоза. То есть все есть. Главное, чтобы было желание. И чтобы государство как бы как-то стимулировало и помогало. Потому что есть многие проблемы именно с финансами. Почему? Потому что, чтобы запустить такое производство, немало денег нужно. Нужно вкладывать хороший капитал. Почему? Потому что нужно покупать серьезное оборудование. Серьезное оборудование, чтобы можно было работать не один год. Pentru producția bricheților e nevoie nu doar de echipament performant, dar și de specialiști care trebuiesc instruiți tot aici la întreprindere. Operator al procesului de producere din ziua înființării fabricii este Petru Rotaru. Întregul ciclu tehnologic de producere a bricheților se desfășoară sub stricta lui monitorizare. Vă vedeți, tehnologia e такая, că salomă уже привезена. Значит, подаётся солома через ДКУ, измельчается. Из ДКУ попадает бункер вот рядом. Из бункера попадает сушилка, в которой мы держим температуру. Зависит от того, какая солома. Если она сырая или мокрая, или на улице сырая, мы топим печку и смотрите температуру. Вот сейчас идет изготовление брикета на 57 градусов. Бриккеты din paie sunt supuși unei presiuni înalte, devenind ulterior foarte comozi pentru a fi utilizați în scopul încălzirii cuptorului. Iar dacă ar fi să comparăm prețul unei tone de bricheți cu cel al unei tone de cărbune sau lemne, la fel vom simți o diferență considerabilă, susține antreprenorul. Можно вот посмотреть, один тюк во что превращается. То есть сжатие одного тюка превращается в один маленький контейнер на 200 кг. Значит, это брикет очень качественный из-за того, что он очень прессованный. То есть есть разные виды брикета. Ideea de a utiliza deșeurile culturilor agricole anume în acest mod i-a apărut de mult. O perioadă Evgenie a chipzuit-o fiind peste hotare și abia după revenirea sa în Moldova a transformat-o în realitate. El spune că a avut susținere și din partea statului, prin intermediul programului 1+1. Lui s-au restituit mai mult de 200.000 de lei prin acest program, fapt care l-a ajutat mult să avanseze în dezvoltarea afacerii sale. Astăzi, fabrica lui Evgenii funcționează cu succes, iar el propune produsele tuturor cetățenilor, nu doar locuitorilor Găgăuziei. Aș vrea să adresez o întrebare invitaților din studioul central, și anume domnul Ilian Groza, ce proiecte internaționale sau mai bine zis europene mai aproape sunt oferite cetățenilor și întreprinderilor pentru a trece la energia regenerabilă în Republica Moldova? Domnul Coț a menționat despre rolul Fondului de Eficiență Energetică care în practic ajută în susținerea programelor, proiectelor în domeniul dat. Sunt și alte programe implementate cu suportul PNUD, dar și altor parteneri de dezvoltare. Mai nou, anul trecut, Republica Moldova a aderat la un program european mai mare, se numește E5P, unde, practic, este un fond de nivel european. Moldova contribuie acolo cu un anumit procent la acest fond și în același timp poate beneficia de proiecte de 10 de ori mai mari decât contribuția pe care o face și aceste proiecte în mare parte sunt dedicate proiectelor de eficiență energetică la nivel de clădiri publice, instituții publice, la nivel local. Un exemplu bun care a funcționat este în Ucraina și iată de anul trecut Moldova beneficiază de acest program. Altfel, bun, există și alte programe, există suport din partea Uniunii Europene în sectorul energetic, dar, bun, în mare parte aceste programe sunt la moment gestionate de către Fondul de Eficiență Energetică, dar și de alți parteneri de dezvoltare, plus la toate să nu uităm sau să ne amintim și de alte proiecte mai mici pe care le implementează țările membre ale Uniunii Europene de nivel local și din câte cunosc
aceste programe, în mare parte, sunt dedicate proiectelor de nivel local. Cam asta. Problema principală care era, obstacolul principal totuși care era până acum, era cadrul legal. El acum a fost îmbunătățit și cel puțin asta poate să motiveze mai mare folosirea acestor resurse energetice, fiindcă aici iarăși vreau să pomenesc de un alt element pe care l-am auzit astăzi în emisiune. Sunt două dimensiuni ale acestui domeniu, eficiența energetică și resursele alternative, regenerabile. Când vorbim despre folosire eficientă a energiei termice sau energie electrice, aici mai mult vorbim despre programe de eficiență energetică, iar când vorbim despre programe de biomasă, promovarea energiei termice, alternative sau programe de energie electrică, solară, acesta este cu totul altceva. Deși ele sunt legate unul cu altul, fiindcă, nu știu, poate domnul Cosma poate spune mai mult detalii, dar din câte cunosc, anul trecut, spre exemplu, pierderi în rețea de energie electrică sau de gaze naturale sau de energie termică sunt foarte mari comparativ cu media europeană, fiindcă Moldova este și partea comunității energetice. Și ce este foarte mult de lucru, este bine că există deja programe care susțin. În emisiunea de la Comrat s-a menționat despre programul PARE 1+1. Ți s-ar părea că nu există o legătură directă cu programele de energie, dar eu, din câte cunosc, o bună parte din programele susținute prin programul 1+1, PARE 1+1, ele sunt anume legate pe sectorul energetic. Fiindcă, cum este proiectul de la Comrat, eu știu un proiect de la Brânzenii Noi, unde s-a cofinanțat un parc de panele de instalații fotovoltaice. Dacă îmi permite să adaug și aici câteva lucruri importante, tot ce ține de domeniul energetic. Asemenea, am parteneriat cu proiectul Energie și Biomasă. Este în derulare un alt program, programul de stimulare a procurării echipamentelor pentru producerea biocombustibilului solid, brichete, pelete. Este un program de tip leasing în care o companie care a dorit să-și procure, de exemplu, un utilaj pentru producerea bricheților, peleților, a putut beneficia prin acest program de a procura echipamente, ustensile pentru producere. Este iarăși o modalitate foarte bună. Pe lângă acestea mici programe, PARE 1+1, asemenea ODIM-ul mai are câteva programe destul de interesate, tot ce ține de idei ecoresponsabile. Încearcă să stimuleze împreună, în parteneriat cu Agenția de Inovare și Transfer Tehnologic, anumite programe de stimulare a implementării ideilor, da, în mod practic, venind cu un suport până la 50.000 de euro, niște certificate speciale pentru acei care au niște idei destul de importante în domeniul energetic, domeniul eficienței energetice și utilizării resurselor de energie regenerabilă. De aceea consider că Republica Moldova a făcut un asalt destul de mare. Cum și-a menționat de la început, acest asalt de 12 ore în producerea energiei alternative înseamnă încă o dată că Republica Moldova dorește să atingă obiectivele propuse 20-20-20, vorbim de reducerea consumului energetic cu 20%, vorbim de reducerea emisiilor de CO2 cu 20% emisiilor cu efect de seră și vorbim de eficiență energetică cu 20%. Asta ar fi în jur de 180 kT/1000 tone echivalent petrol, ceea ce este stabilit în Programul Național pentru Eficiență Energetică 2011-2020. Acești pași importanți, încă o dată, o să aduc și noi proiecte, o să atragă noi proiecte. Cu siguranță sunt unele lacune, tot ce ține de niște pierderi de energie în conducte, pe partea de energie electrică, conducte cu gaze naturale, dar cu siguranță că atragerea noilor surse, noilor duratori, în acest sens, ne va ajuta ca să soluționăm toate problemele create în acest sens. Nu mai lec ne folosesc. Gaz, curent, nu folosesc nimic. Gaz natural folosim, altceva.
ne culcăm amândoi și ne încălzăm cu iubire și cu dragoste și să ne încălzăm toată iarna așa. Cumpărăm lemne. Cumpărăm lemne. Da. Ce să facem? Da. Aveți ce zic? Balic de la vacă, îl pui în, în formă pătratul și faci. Și cu aia ce să te călzești ca în loc de cărbune. Și mai ieftin e... Mai ieftin, clar, dacă omul... Miroase cumva. Ei, cum să nu miroase? Ca un fel de duhi murscoi. La iarnă cred că să ne încălzăm cu lemne. Da, la iarnă. Luăm, te zic, de la oi, lemne, mai lucrăm la pădurare, de creangă, din urmă strângem. Noi în sat n-avem nici gaz tras, nici n-avem. Numai cu lemne și cu de asta, te zic. N-ați auzit de peleți, brichete, am o fac așa, pe sat. Am auzit. Și nu n-ați încercat? Nu suntem de acord. Eu am încercat iarna trecută, da. Și n-am fost de acord. Cheltuială mare, dar folos de fel. Asta cu ce? De este ele e... Brichet? Da, da, de care fac, am o din paie, din... Și nu... Nu, dar de ce? Nu de căldură. Da. Ați auzit de peleți, brichete? Desigur, chiar și am încercat din bețe de Floarea Soarelui, bun printre altele, da. Și căldură dădea destul de... Brichet, da? Da. Șocleje cu este cu șocălăie, râpcă, și așa și cu pensie puțină. Da, sunt o leacă de lemne, o leacă de, cum îi zicem, de biomasă, de asta de la strânsă, de la... Chizăsuri. Undeva așa ceva, să numește moldovenești. Da. Lemne. Lemne am cumpărat, le-am pregătit. Da, cu gaze naturale, cu... Gaze numai la plitcă am tras în colo, nu că e scump. Da. Acel care încălzește bine, cărbunele. Da? Da. Dar de ce? Fiindcă faci sobă caldă. Da. Asta e bine. Cu lemne. Da. Te zic. Când e lemne, spunem pe foc lemne, apoi facem foc în casă. Mai ușor. Da. Revenim, domnule primar Decimișlia, în ultimii 10 ani de 3 ori s-a ridicat prețul, energie electrică, cărbune, gaze naturale și multe altele. Cum să se descurce cetățeanul? Ce face? Vă înciocniți cu aceasta? Cetățeanul se conformează foarte repede la situația care este în permanentă schimbare și dacă cineva a urmărit, cred că a scăzut consumul de gaze, mai ales în sate sau de zis din încălzirea prin gaze, oamenii caută alte surse de căldură, își optimizează cheltuielile. Mai avem și probleme că au construit casele foarte mari unii. Nu și-au calculat bine forța, puterea și s-au convins că nu mai pot încălzi toată casa, își optimizează spațiul vital pentru iarnă. Cred că este normal. Lumea reacționează din punct de vedere economic corect. Vreau să spun că rezerve sunt foarte multe, s-au vorbit aici despre lemne, tizic și alte resurse vegetale. Eu consider că deja mulți au dat pildă, cei mai îndrăzneți, și au făcut termoizolarea pereților în casă și au înlocuit cazanele mai puțin performante sau sobele cu ceva mai efectiv, cu un randament mai mare și acest lucru va continua. Eu cred că procedează la fel ca noi. Iată, noi anul acesta am schimbat, ne-au ajutat USAID, am schimbat pompele submersibile, pompele de treapta a doua pentru livrarea apei cetățenilor. Pompe care au un randament absolut mai mare decât acele care au fost. Suntem într-un program cu LED-uri. La fel, suntem stimulați de necesitatea de a economisi bani, de a introduce tehnologii moderne. Așa și cetățenii. În tot ce fac ei, își optimizează, vă spun, și spațiul vital din locuință. Găsesc diferite modalități, să învață să faci deodată calitativ construcția pentru a nu cheltui pe urmă cu mult mai mult în procesul de exploatare. Eu apelez către cetățeni să fie mai îndrăzneți, să conlucreze cu administrația publică locală. Noi avem peste 500 de hectare de păduri, noi numai primăria, avem gospodăria silvică. M-am convins că în pădurile noastre, cel puțin după tăieri de regenerare, rămâne foarte mult masă lemnoasă sub formă de crenji care poate fi toată vara colectată. Suntem disponibili să le alocăm spațiu, terenul de pe care pot să colecteze acestea. Dar m-am convins că oamenii gospodari
oamenii responsabili care se gătesc pentru iarnă ca lumea nu rămân niciodată fără surse de încălzire. Da. Domnule Musteaț, vreau să vă întreb, mai aveți rezerve de energie alternativă în gimnaziul dumneavoastră, în localitate, poate, dumneavoastră, acasă folosiți, da? Da, avem rezerve și la gimnaziu și avem, și am rezerve și acasă, spunem așa, în gospodărie. Deci să încep cu gimnaziu. Deci în gimnaziu, deci noi am termoizolat 70% din clădire, adică din 3 blocuri, 2 le-am termoizolat, a rămas un bloc cu 2 etaje, deci unde se preconizează acolo grădinița să fie, care sper eu că o să fie tot termoizolat. Asta e una. Și a doua, doresc să construim la gimnaziul Groaște o casangerie pe bază de biomasă ca să economisim, să fim și mai economi la gaze și așa mai, să nu cheltuim gaze. Și în gospodăria casnică am, spun, în 2012 am termoizolat casa, pe urmă am în 2014 am instalat un cazan nou, mai cu randament mai mare, ci drept nu pe bază de biomasă. Am încercat pe bază de biomasă, prin programul MORIEF, dar cam scump neapărat. Deci, așa, calcule preventive, cazanul și boilerul acela, deci 100, în jur de 100 de mii. Plus, deci, acolo colectoare, sau cum se mai numesc el, pentru încălzirea apei menageri pe la baza razelor solare, deci undeva aproape de 150 de mii. Pentru mine e până când e imposibil lucrul ăsta, așa că sperăm pe viitor că o să reușim. Eu sunt gata să merg înainte, deci în căutarea surselor mai economice, mai ecologici și așa mai departe. Acum aș vrea să rog să pună pe post un reportaj de la Basarabeasca despre felul cum instituțiile publice de stat folosesc energia de alternativă sau, să spunem, eficiența energetică în teritoriu. Încălzirea pe biomasă a devenit o realitate și pentru raionul Basarabeasca, unde tot mai multe instituții trec la acest sistem de încălzire. Și grădinița numărul 2 Mărțișor din satul Abaclia se numără printre beneficiari, unde astăzi se implementează un nou proiect, instalarea cazanului pe biomasă. Valoarea acestuia este de 32.000 de euro, iar contribuția locală de 85.000 de lei. Astăzi deja avem fundația deja gata, rămâne următoarele 3-4 zile ca să întărească această fundație și respectiv săptămâna viitoare deja să fie transportată și instalată aceea instalație a cazanilor pe biomasă. Totodată vreau să că pregătim și biomasa, fiindcă timpul trece, suntem în prag de toamnă-iarnă, de sezonul rece și, după cum vedeți, lemnele sunt peste 120 de cuburi deja depozitate. Aici va fi montat cazanul pe biomasă de la Liceul Teoretic Gogol, din orașul Basarabeasca, care timp de 4 ani, din diferite motive, nu a fost pus în funcțiune. La inițiativa primarului satului Abaclia și prin intermediul FISM-ului, acest cazan a fost transmis grădiniței numărul 2 Mărțișor. La Consiliul Raional a parvenit un demers din partea FISM-ului cu recomandarea de a transmite acest cazan satului Abaclia. La fel, Consiliul Local din Abaclia ne-a oferit și o scrisoare de garanție de rambursare a contribuției noastre pentru acel cazan, în valoare de 85.000 de lei. De aceea, Consiliul Raional a adoptat decizia în data de 20 aprilie anul curent, ca această cazangerie pe biomasă să fie transmisă satului Abaclia și cred că este una corectă. Drept combustibil pentru noua centrală termică vor servi deșeurile lemnoase din pădurile aflate în proprietatea autorităților publice locale. Acest rumeguș care îl vedeți, am procurat deja și o mașină de tocat și le depozităm în saci respectiv, ca ulterior să fie folosiți pentru încălzirea grădiniței, primăriei și în perspectivă și casei de cultură. Ei sunt deja în saci, urmează cu tot cu sac să încape perfect în cazanele de biomasă și vor fi utilizați pentru încălzire. Și directoarea acestei instituții speră că valorificarea biomasei lemnoase va duce la optimizarea cheltuielilor cu cel puțin 40%. În anul curent, cu aportul administrației publice locale, a Consiliului Local, încercăm și noi instalarea unei cazangerii pe biomasă. Sperăm că se vor îndreptăți acele speranțe ale noastre, că vom avea economii mai mari de surse financiare care le vom putea îndrepta spre
a aduce alte schimbări în instituția preșcolară. Acest exemplu nu este singurul în raion. Și la gimnaziul Grădiniță din satul Iordanovca s-a trecut la încălzirea pe biomasă. Aceasta însă, din cauza numărului mic de copii, este supusă riscului de a fi lichidată. Stimați telespectatori, am revenit în platou. Domnule primar de Cimișlia, spuneți-mi, vă rog, pe cât e posibil ca raionul Cimișlia, sau să spunem orașul Cimișlia în caz de față, să devină un lider în raionul Cimișlia la energie regenerabilă și combustibilul, eficiența energetică? Eu sper că suntem lideri și vom fi lideri. De că nimeni n-a estimat cine are cei mai buni indicatori la eficiență energetică sau la folosirea energiei regenerabile. Dar vreau să spun că în raionul, în orașul Cimișlia, raionul Cimișlia, lumea deja a trecut o barieră psihologică de la psihologia socialismului, când resursele energetice erau nelimitate și neapreciate, la aceea că ele trebuie să fie economisite și restabilite. Cum s-a întâmplat acest lucru? Practic sunt mânați de două fenomene. Unul, schimbarea climaterice, schimbările climaterice care le vedem, și al doilea, necesitatea de a fi efectiv economic. Problema eficienței energetice și a resurselor regenerabile este foarte complexă și eu mă identific cu statul, fiind primar, adică cu un funcționar de stat fiind primar, chiar cu statul, cu structura de stat, și aș vrea să spun că noi întreprindem măsuri, avem un plan complex privind energie regenerabilă și eficiență energetică. Și aș vrea să menționez doar câteva. Unul este lacul de acumulare a apei din râul Cogâne, care ar trebui să aducă mai multă umiditate, posibilități de irigare și mai departe. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi vom economisi niște bani investiți care 3 din 5 ani noi pierdem roada. Practic noi avem masă vegetală, așa? În regiunea noastră, aici în Cimișlia. Dacă reușim să asigurăm agricultura prin irigare, prin picurare, și alte metode de moderne de a face agricultură, vom spori cantitatea de masă lemnoasă pe care o putem pune la dispoziția antreprenorului. Acest proiect este în derulare, se lucrează, suntem în colaborare cu Academia de Știință. Aș vrea să mai menționez încă o măsură care este Grădina Botanică din Cimișlia, care tot în colaborare cu Academia, cu Grădina Botanică din Chișinău, și care va putea contribui la acomodarea soiurilor sau căutarea soiurilor care au cel mai mare efect economic aici în zonă și poate chiar să dea și cele mai bune rezultate în energie regenerabilă, creând o cantitate mai mare de masă vegetală și alte posibilități. Da, vă mulțumim, domnul primar, suntem la limită de timp. Da. Domnul Steaț, ce apel ați vrea către cetățeni, către spectatori în privința energiei regenerabile? Apelul meu este să îndrăznească, să încerce, să nu se lasă, spunem așa, speriați că costă mult, adică aceste tehnologii. Suntem în secolul 21, trebuie timpul să ne zicem de la Cădic Tâncetișor, măcar de la Tezic, Ciocleș, Râpcă și așa mai departe. Deci tehnologii sunt, trebuie surse financiare, idei și înainte. Mulțumim invitațiilor din studioul din Chișinău și celor din studioul local de la emisiunea Alternative 3, Moldova Eco-Energetică sau Energie Alternativă. Țin doar să spun că până în 2020 Moldova trebuie să reducă, să obțină energie regenerabilă 20%. Deocamdată avem doar 2%. Faceți singur concluzia când vom ajunge la acest obiectiv. Acestea fiind spuse, vă spun toate cele bune, pe curând, până la noi emisiuni alternative. Să muncim mult, ori să muncim cu cap. Să economisim, ori să risipim. Să ne implicăm, ori să așteptăm. Noi alegem, împreună, la emisiunea Alternative, în fiecare săptămână, la televiziunea ta. Alternative, idei bune pentru o viață prosperă.